Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Eu sunt confuz cu știrea asta cu premiile de la canotaj, că nu-mi dau seama unde se cer lămuriri, la departamentul sport, la miliție, sau la departamentul contabilitate sau la miliție, vorba ta, știi? Am auzit-o ieri pe doamna Lipă, cred că i-a zis cineva că... S-a sucit-o, da. Da. Doamnă, nu e bine ce ați făcut. A chemat-o domnul Ciolacu să dea explicații și a ieșit și a zis, legea este greșită aici, a spus doamna Lipa, că legea trebuie actualizată. Știi? Da. Asta era problema dânsei. Uh-huh. Deci nu, legea e foarte bună. În principiu, nu poți să dai bani din buzunar aiurea, adică se, mai ales în cazul în care sunt bani publici. Și am văzut că mai s-a prevalat de faptul că alea erau niște propuneri acolo. Da. Și a zis, domne, doar nu credeți că am glumit cu seara contabilă 160.000 să-i împartă. Da. Dar am trecut acolo 160.000 la contabilă ca să vedem cât iese suma totală. Da, aia facem... porma acolo, că nu stăteam să trecem facem... defalcat, că ieșea prea lungă lista. Exact. Facem o socoteală. Exact. Și ca să nu adunăm de 60 de ore, am pus la 162.400 fix, da, și la altul 162.400 fix, adică păi, unul singur. N-avea cum să, da, procente. Da, ca să nu ne încurcăm. Băi, este ceva să fiu ale... Ăștia se dau și în fapt, știi? Și am mai avut cazuri de astea. Mm-hmm. Pentru ei, corupția asta este atât de naturală, manțocăraia, șmechereala asta este atât de naturală, încât ei vorbesc natural, se dau un fapt că nu li se pare că ar fi ceva vreo problemă. Și după aia, când descoperă că, de fapt, nu era în regulă, stai, domnule, că am glumit, vorba ta. Da, 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 n-ați înțeles corect. Da, oricum, interesant cum se găsesc sute de mii de euro pentru premierea contabilului și secretarului de la Federația de... pe medalii. Practic, la Olimpiadă există medalia de contabilitate, medalia de secretariat general, se face o glumă ieri pe net. Deci, interesant cum se găsesc sute de mii de euro pentru aceste persoane, dar pentru elevii români, de exemplu, care trebuie să participe la Olimpiade Internaționale, nu-s bani nici de bilete de avion. Adică n-am uitat, s-au rugat degeaba la Ministerul Educației elevii din Delegația pentru Olimpiada Internațională la Chimie să le ia și lor bilete. Ăia trebuiau să plece la Olimpiada Internațională de Chimie cu șanse și nu primeau. Ministerul Educației i-a și tergiversat, le-a zis că nu-s bani, chiar dacă participarea la această competiție figurează în lista competițiilor finanțate de Ministerul Educației. Da. Dar la fel, haide mă, că am glumit, voi chiar vă duceți? Adică noi le-am pus să fie niște bani, să rămână la final, să vedem ce facem noi. Cum adică? Chiar vreți să plecați? Ai numai bine, dar nu se poate online, știi? Corect. Și până la urmă, asta i-au plătit familiile biletele elevilor. Cred că au fost 14 elevi acolo. Olimpiada Internațională desfășurată în Indonezia de data asta și au câștigat medalii de aur. Practic toți au câștigat medalii de aur. Foarte buni. Foarte buni copii. Și după ce s-au întors, ministerul a zis, hai că o să vedem, poate decontăm cumva. Nu știm cum decontăm. A mai fost ca un caz cu tot așa niște elevi de la Olimpiadă, care la fel au câștigat, nu mai știu, matematică, îmi cer scuze, matematică, fizică, habar n-am. Au câștigat medalii de aur și la revenirea în țară li s-a transmis, stați aici că vine doamna de casă să-și facă poză cu voi. Și a, da, stat o oră, nu știu ce, și după aia s-a trans, nu mai vine că e obosită, hai, mergeți. Hai, mergeți fără, și voi mergeți acasă. Păi, este o rușine înspăimântătoare. Da. Domnule, e o chestie de priorități și cu banii ăștia. Adică, de pildă, pentru, se găsesc bani pentru unii, pentru alții nu. Se găsesc, de exemplu, bani pentru întreținerea sistemelor de vot și conferință din Senat și Camera Deputaților. Aici, sigur, nu e nimic de dezbătut. Firește că aceste sisteme de vot trebuie menținute în stare de funcționare perfectă. Adică atunci când un coleg deputat sau un coleg senator strânge 10-15 cartele să voteze cu ele, sistemul trebuie să funcționeze, nu merită să blocheze, nu merge să blocheze taman atunci. Doar că apar niște semne de întrebare când afli și cât costă mentenanța asta. Peste jumătate de milion de euro în ultimul an. Jumătate de milion de euro pe mentenanță. Sunt date oficiale, culese din acte publice de jurnalistul Cristian Șuțu. Ăsta e ala de vot, ai zis? Sistem de vot, conferință, da. Da, și sistemul de sonorizare... Ca la păcănele, mă, știi? Deci 525.228 de euro plătiți în 4 tranșe către două firme de-a lungul ultimelor 12 luni pentru întreținere și servicii, sisteme de vot și sonorizare Senat și Camera Deputaților. Și conferință ce au ei acolo. Adică la banii ăștia te întrebă, dacă nu, care cumva merită să cumperi unul nou, știi? De cât e de reparat la astea, că trebuie plătit jumătate de milion de euro anual pentru servisare? Ce echipament e ăsta?
că te costă jumătate de milion de euro numai mentenanța, numai serviciul. Ce se strică atât de des la el? Nu e ceva neregul? Adică, pe bune. Sau și aici e vorba de niște bani care se scurg pe niște, nu știu unde. Nu pot să cred așa ceva. Adică nu... Nu pot să mă gândesc că cineva își perțuiește astfel de contracte. De atât de sus. Da, n-are cum să fie. Banii sunt toți cinstit facturați corect, numai că asta e, se strică des. Normal și... ar trebui să fie reparate pro bono, că sunt aleșii noștri, adică... Pro bono de, a, de firma respectivă. Da. Da, să aibă această dedicare, nu? Da. Da. Dar te gândești în felul ăsta, știi, mai bine... Poate că ar fi bine să treci... Dar nu mai bine trecem la loc, la ridicat mâini. Și se numără... Punem, plătim niște numărători acolo. Facem practică, școala altfel. Astăzi numărăm votul și să ridice mâna. Cine e pentru, cine e împotrivă? Dar sunt convins că dacă i-am pune să voteze prin ridicarea mâinii, o să ceară mentenanță pentru articulații, știi? Mm-hmm. Și pentru subțiori. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.